Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Oameni buni, vă întrebați ce caut eu pe bloc sus. Vreau să vă spun că astăzi am muncit. Mi s-a părut ceva foarte wow să nu muncesc de la birou de acasă și să am un alt confort. Și am decis să mă urc sus pe bloc. Da, sunt sus pe bloc cu laptopul. Și vreau să vă spun că am muncit de la 6 dimineața și în momentul ăsta s-a și încălzit afară, spre surprinderea mea. Am înghețat un pic de frig și spre surprinderea mea nu mi-a venit a crede că încet încet a început să se încălzească. Eu mi-am terminat treaba cu serviciu, pentru că v-am spus, eu lucrez în domeniul IT și muncesc de la ora 11 până la 5 sau uneori până la 6, bineînțeles dimineața, și pe urmă încep să fac vloguri și să fiu alături de voi, oameni buni. Dar pentru început, știți, YouTube-ul a pus la dispoziție butonașul de like, butonașul de dislike, comment și, oameni buni, dați un subscribe. Bun, haideți să începem să vă arăt și vouă zona unde stau eu. Zona unde stau eu se numește Pantelimon și avem și câteva puncte de a vi le prezenta, dintre care și școala unde am învățat eu în generală. Dar pentru asta, în momentul ăsta filmez cu un GoPro Hero 8. Vreau să vă spun că sunt foarte, foarte mulțumit de el și acesta este biroul meu. Este pentru prima dată și cred că o să mai fac. O să continui pentru că mi-a plăcut să stau aici cu ciorile, să stau aici cu pescărușii, să stau aici cu porumbeii. Și data care vine, bineînțeles că o să le aduc și lor ceva de mâncare. Bun, pentru a vedea toate obiectivele astea, avem nevoie de această cameră și este pusă pe trepied. Bineînțeles că mi-am adus-o ulterior, vedeți că este plină de praf. Cineva mi-a sugerat să o șterg de praf și m-am decis să, nu că sunt leneș, nu sunt leneș, dar am decis să mă mișc puțin mai repede pentru a putea să vă arăt și vouă acest bloc, acest peisaj și în același timp și zona și unde am învățat eu și anumite puncte, să le zic, obiective turistice. Bun, haideți să mergem, lăsăm biroul aici, pentru că sigur nu va intra nimeni la mine în birou, pentru că de fiecare dată trebuie să se bată la ușă. Bun, ce să vă arăt? Haideți să vă arăt mai întâi școala mea, se numește școala Ferdinand I, la capătul trolebuzului 85-69. Bun, hai să vedem. Bun, o să transfer GoPro-ul în imagine aici, așa că o să oprim GoPro-ul și ne băgăm direct pe această cameră 4K de la Sony. Vreau să vă spun că am dat undeva la 7000 și ceva de lei pe ea. Bineînțeles că acum o găsiți undeva la 3-4000 de lei. Este o cameră pe care o recomand. Are și stabilizator de imagine. Acum vi-l arăt. Uitați cum se mișcă acesta de aici. Bun. Haideți să-i dăm drumul și să vă arăt primul obiectiv, și anume școala 64, unde am învățat eu clasele 1-8. Aceasta este școala Ferdinand I, pe timpul meu se numea școala 64. Este o școală foarte bună. Aici aveam și atelier și fetele făceau și ele practică. Noi aveam halatul acela verzui închis
și fetele halat alb. A fost și spital de-a lungul timpului. Vreau să vă spun că podul are înălțimea de aproape 3 etaje și foarte, foarte straniu. Bun, de aici mergem să vă arăt un alt obiectiv. Nu-mi dau pace pescărușii, nu-mi dau pace ciorile. Deci, după ce v-am arătat această școală, mergem să vă arăt și haideți să vedem împreună ce pot să vă arăt. Mi-a plăcut foarte tare ideea. Cu prezentarea zonei. Bun, haideți să mergem mai departe. Vreau să-i mulțumesc vecinului meu că mi-a dat internet wireless, așa că domnul Titi, tot respectul meu față de dumneavoastră, sunteți un om super mega tare. Nu mai m-am plimbat de mult de când eram copil sus aici pe bloc. Oh, ce avem aici? Avem hotel intercontinental și de aici se vede și Catedrala Mântuirii Neamului. Ce mai putem vedea? Avem și roata din parcul Tei. Da, parcul Tei. Roata aceea. Foarte tare, foarte mișto. Ce mai avem? Da, văd că în capătul... avem și Casa Poporului, Palatul Parlamentului. Bun, am ce să vă arăt din zona asta. Așa, ce mai am de să vă arăt? Piața Obor. Hai să începem cu Piața Obor. Nu știu ce se aude. O să începem cu Piața Obor. Stați să vedem dacă nu se deschide camera. Da, se deschide camera. Bun. De aici o să vă arăt Piața Bucurobor, dar vreau să vă spun câte ceva înainte de această piață. Această piață datează din secolul al XVIII-lea și mai întâi a fost târg de animale. Pe urmă a fost execuție publică. Pe urmă a fost bâlci. Și acum piață. Este o piață destul de veche și îmi pare rău că aici, în piața asta, unde mă trimitea mama mea să cumpăr pătrunjel și bineînțeles că nu știam cum arată și mă duceam la doamna respectivă care vindea la tarabă. Aveți pătrunjel? Păi nu mai dă la am.
Bine, doamnă, dați-mi și mie un pătrunjel. Și acum haideți să vă arăt și vouă piața. Mutăm imaginea către această cameră. Așa se vede piața, de fapt clădirea. În partea dreaptă, directă pe obiectiv, avem piața modernizată. Înainte, tarabele erau din beton, iar acum sunt din tablă, mai modernizate. Iar în partea avem hala Bucurobor. În această hală se vinde carne și carne de porc, carne de oaie, carne de vacă și, bineînțeles, pește. Și este o piață destul de aglomerată, pot să spun, mai ales în weekend. Sâmbăta și duminica cresc și prețurile, pentru că, fiind aglomerată, cresc și prețurile. Bun. De aici o să mutăm obiectivul către roata din parcul Tei. După ce v-am prezentat piața Bucurobor, bineînțeles, de la înălțime, acum vine momentul să vă arăt roata din parcul Tei. Este o roată administrată de primăria sectorului 2 și turul roții, da, durează aproximativ 20-25 de minute. Destul de mult pentru a putea să admiri acest peisaj de la înălțime. Bineînțeles, și traficul bară la bară. Pentru că în zona aia majoritatea șoferilor se deplasează către autostrada București-Ploiești. Bun, haideți să vă arăt și această roată. Mutăm imaginea aici. Mă așteptam ca roata să se și miște sau să se și învârtă. Mă uitam cu această cameră, practic pot să văd la om în casă. Bineînțeles că nu mă interesează lucrul ăsta, mă interesează doar să vă arăt anumite puncte de, nu știu, de obiective turistice, pot să le numesc. Vreau să vă spun că eu m-am dat în această roată și de câteva ori s-a oprit. Ba chiar unele persoane au avut norocul să stea și câteva ore în această roată pentru că s-a oprit curentul. Nu sunt sigur dacă așa este, dar nu știu, 50% parcă ceva de genul. Îmi cer scuze dacă greșesc. Sunt curios ce se aude. Știu că este 5 care tot aruncă sticle, nu știu ce se întâmplă. Bun, de aici mergem către un alt obiectiv. După ce v-am arătat această roată din parcul Tei, vreau să vă spun că eu în zona asta am învățat să not cu prietenii mei, pentru că se află un lac și lacul se numește Lacul Tei, bineînțeles. Mergeam cu 101 și ne lăsa direct acolo. Și
încet, încet am învățat să și înot. De aici mergem către un alt view, să zic așa, și anume intercontinentalul. Deci intercontinentalul. Haideți să mutăm imaginea pe această cameră. Și în momentul ăsta ne uităm să vedem intercontinentalul. Vreau să vă spun că este un hotel foarte frumos, pus chiar în mijlocul Bucureștiului. Se numește Zona Zero și acest hotel, mă duceam și făceam baie. În acest hotel făceam baie în piscina și era foarte, foarte frumos și foarte relaxant. Ia să vedem până unde putem. Sunt foarte curios ce se află sus pe intercontinental. Ce avem noi sus pe intercontinental? Ia să vedem. Niște antene? Ce văd eu acolo? Haideți să vedem dacă așa e. Da, avem niște antene. Să vă spun câteva despre acest intercontinental. Aici s-a filmat și pelicula cu Nea Mărin Miliardarul și am fost foarte, foarte curios să văd și eu apartamentul unde s-a filmat și vreau să le mulțumesc pe această cale și managerului acestui hotel. Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul că mi-a permis intrarea și jos pălăria. Bun, de aici mergem mai departe și o să vă arăt Casa Poporului. Casa Poporului, zis și Palatul Parlamentului. Tocmai am fost sunat de un bun prieten de-al meu și mi-a spus așa. De fapt, m-a întrebat ce faci. Sunt sus pe bloc, le prezint prietenilor mei de pe canalul de YouTube zona și anumite obiective turistice. Păi și ce anume le prezint? Păi le-am prezentat Piața Bucurobor, le-am prezentat și hotelul intercontinental și a început să mă certe spunându-mi că sunt un om. Dar eu nu sunt acel om și vreau să-i mulțumesc pe această cale că mi-a dat o idee foarte bună și anume, pe lângă aceste obiective, să vă arăt și fostul Pompea Versa, fabrica de fapt și, bineînțeles, fabrica mecanică fină. Pot să le zic uzina? Uzina și fabrica sau uzinele? Bun, pentru asta o să întorc camera și o să vă arăt câteva aici, în zona asta, ajungeau aproape 4-5 mii de persoane la muncă. Deci chiar în acest perimetru de aici de sus, da, acolo erau birourile de la Pompea Versa, iar în clădirea asta cu sticlă albastră erau birourile de la Mecanică Fină. Și vreau să vă spun că eu când eram mic am mers împreună cu o cunoștință și pe dedesubtul liniei de tramvai se află un tunel cu fabrica și cu uzina Pompea Versa și fabrica Mecanică Fină. Bă, dar ce se aude aici? Haideți să vedem și noi ce se aude. Nu știu ce se aude.
Vine și tramvaiul. Ce tramvai este? Tramvaiul 36 și avem și mașina de poliție. Mare atenție, trebuie să avem grijă ce facem, pentru că să nu cumva să vină după mine. Bun, oameni buni, YouTube-ul a pus la dispoziție un butonaj de like, un butonaj de dislike, un coment și un subscribe. Dacă îți face plăcere, te rog frumos. Bun, haideți să vă arăt exact ce mi-a propus prietenul meu. Te salut pe această cale și îți mulțumesc pentru această idee. Hai să vedem. Mut camera aici. O să încep de aici cu... această clădire impunătoare. Înainte era foarte, foarte impunătoare, destul de înaltă, și majoritatea oamenilor își dădeau întâlnire la această clădire și, bineînțeles, uzina mecanică fină și uzina pompa Versa. Aici se făceau pompe și erau foarte cunoscute și în afara țării și, bineînțeles, exportam mai peste tot. Cum se exportă și acum, în momentul de față. Dar chiar ce exportăm noi în momentul de față? Puteți să-mi spuneți voi? Haideți împreună să ne gândim ce am putea să exportăm noi. Bun, și mai avem încă o clădire foarte, foarte impunătoare. Birourile de la Pompea Versa și în spatele ei avem fabrica. Dar vreau să vă spun că după această fabrică mai exista și mase plastice. Încă o fabricuță destul de măricică. Ce a rămas din această, din aceste fabrici? Geamuri sparte. Bineînțeles, oameni care muncesc în momentul de față și susțin economia țării. Aici sunt această clădire cu fără ferestre, făcea parte tot din mecanică fină, iar acum la parterul acestei clădiri sunt, se organizează nunți, botezuri și nu știu, mai departe vă gândiți voi. Încet, încet aceste fabrici vor dispărea și cred că se va face parcuri, mai mult ca sigur, adică sigur nu clădiri. Se va planta arbori pentru că Bucureștiul are nevoie. Mai mult ca sigur, asta se va face. Bun, de aici mergem către un alt obiectiv. Sunt curios cum se va numi. După ce v-am prezentat și fabricile din zona Bucurobor, și anume mecanică fină, Pompea Versa și fabrica mase plastice, ceva de genul ăsta. Bun, de aici mergem să mai privim un alt obiectiv. Să-mi ziceți voi ce părere aveți despre această cameră, cum se vede și dacă își merită banii, eu sincer să fiu, vi-o recomand.
să căutăm un loc foarte, foarte bun pentru a putea să vedem. Gata, de aici se vede foarte, foarte bine. Și anume Casa Poporului și, bineînțeles, Catedrala Mântuirii Neamului. Haideți să vedem. Voi muta camera de aici, aici. Și acum vă voi arăta Palatul Parlamentului, mai bine spus, Casa Poporului, unde aleșii noștri își sunt la muncă. Vai de mine, dar ce frumos se vede! Eu parcă văd un parlamentar. Nu, doarme cumva? Cred că doarme. Nu, nu știu dacă e bine să arăt asta. Parcă doarme. Ia să vedem. O dormi sau nu văd eu bine? Ia să vedem. A, nu. Am greșit eu. Sigur muncește săracul om și în momentul ăsta susține România. Bun. Ce mai avem noi în spatele acestei clădiri? Bineînțeles, Catedrala Mântuirii Neamului. Această catedrală este donată din, sau cum se spune, această da, pot să spun că terenul a fost donat de către bucureșteni la insistențele noastre pentru a se face aici Catedrala Mântuirii Neamului. Și bineînțeles, tot la insistențele noastre, am scos bani din buzunar pentru a se face acest monument. Va fi un monument. Ia să vedem. Putem să-i prindem vârful? Încă nu este gata. Bănuiesc că pe această cupolă va fi o cruce. Și vreau să vă spun că voi fi primul, când se va termina, voi fi primul care vă va vizita această catedrală. Bun, ce aș putea să vă mai arăt? O să vă arăt această zonă de aici de sus. Ăsta este bonus. Bun. Oameni buni, acestea fiind spuse sau acestea fiind arătate, eu vă mulțumesc din tot sufletul că vă uitați la mine, că mă urmăriți, că sunteți alături de mine și că în momentul ăsta, sigur, foarte multe persoane au apăsat butonașul de like, mă urmăresc și sunt alături de mine și eu vreau să le mulțumesc pe această cale. De aici, de pe blocul meu, vreau să îi mulțumesc încă o dată vecinului meu că mi-a pus la dispoziție wireless-ul și am putut să-mi fac și eu munca de sus, de pe blocul meu. Da.
Am crezut că am rămas fără laptop, dar bineînțeles, cum am spus la început, pentru a intra la mine în birou, trebuie să bați la ușă. Haideți să vă mai arăt. Aceasta este o antenă terestră. Aici era înainte, pe această bară, în sus, era paratrăznetul și acum ar trebui să fie, dar uitați, bara aceea mai era pe timpul lui Ceaușescu anumite antene terestre unde se prindeau bulgarii, unde se prindeau sârbii, pentru că știți foarte bine, pe timpul lui Ceaușescu se prindeau sau era un singur program de televiziune și anume TVR1. Ce mai avem aici? Mai avem o parabolă cu un LNB. Este o parabolă de 1 metru și 80 de centimetri, acționată cu un motor actuator. Este o antenă mobilă. Și acum bănuiesc că este pe un satelit. Și avem și luna, nu știu dacă se vede, avem și luna. Ce mai avem? Vreau să vă spun că este un cartier foarte liniștit și eu trăiesc aici din 80. Bineînțeles că o să mă mut din zona asta. Hai să zic, în maxim 5-6 ani o să mă mut de aici. Dar apartamentul nu o să mi-l vând. O să-l pun la închiriat sau, nu știu, voi vedea. Oameni buni, acestea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Dacă v-a plăcut, dați-mi un coment ce părere aveți despre această idee sau ce părere v-ați făcut voi de mine și de această idee împreună cu Luna. Bun, vă iubesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ceau, oameni buni! Pa, 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 pa!